Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Astăzi am pus în discuție o temă dureroasă pentru mămicile cu pici, tăticii cu copii, bunici și bunei. De ce, mă veți întreba? Pentru că atunci când noi ne luăm copilul de mânuță, adulții, și vrem să mergem undeva, întâmpinăm în fața noastră o mare problemă. Cum să ne deplasăm în Chișinău și prin țară cu transportul urban și interurban? Întrebarea mi-am pus-o și eu și atunci am început să caut și să caut răspuns la întrebarea mea și să merg la toate instituțiile, la toate structurile de stat care să-mi dea răspuns la această întrebare. Ceea ce a reușit împreună cu echipa de filmare vom vedea astăzi la emisiune. Și este tema, declar, pentru astăzi în discuție, siguranța copiilor în trafic, în special parcurgerea tuturor traseilor cu ajutorul transportului urban și interurban. Invitații din această seară sunt Alicia Valcov, fondatoare Asca Mam, mama a doi copii. Bună seara! Bună seara, mulțumesc, bine v-am găsit! Mulțumesc că ați venit la noi astăzi! Cu mare drag! Uliana Catan, ofițer superior al Inspectoratului Național de Patrulare. Bună seara! Bună seara! Și dumneavoastră vă mulțumesc că aveți o zi plină și ați găsit timp să venim să discutăm o temă atât de importantă. Și Evgeni Stici, șofer de taxi. Добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо и вам. Я так понимаю, что вы рабочий, да? Да, и я водитель. Нет, я имею в виду, что и сегодня работали. Нет, сегодня я не работал. Но извините, это хорошо. У меня пока что травма. Я Но все равно вы этим занимаетесь естественно, конечно. Несколько лет, и вы хорошо это знаете. Довольно-таки продолжительное время. Așa, dumnealui este șofer de taxi și ne va povesti nemijlocit ce se întâmplă în acest tip de transport privat în Chișinău. La început, întrebarea mea, cum vă simțiți dumneavoastră? Bine, poate este o senzație a mea care eu o spun acum subiectivă, cu toate că am și răspunsurile mămicilor. Care este percepția celor care vă înconjoară și cu ce vă deplasați dumneavoastră? De 2 ani, de fapt aproape 3 ani, mă deplasez cu mașină proprie. După ce am rămas însărcinată cu al doilea copil, mi-am dat seama că este o necesitate să am o mașină pentru a putea fi flexibilă la necesitățile, în primul rând, a copiilor. Da? Cu transportul public am circulat în mare parte cu primul copil, dar mai mult am optat pentru soț să mergem împreună, pentru că dânsul avea mașină. Și pot să spun foarte onest, copilul meu din prima zi de viață a stat în scaun de mașină. Așa. Și deci asta o fac ambii. Ambii sunt în scaunele lor. Dar v-ar fi frică un pic să mergeți? Mi este frică, pentru că sunt diferite situații când suntem nevoiți fie să luăm un taxi cu maxi taxi, deci noi nu circulăm cu el. În trolebuz este, desigur, că mai bine decât cu microbuzul. Și cam astea sunt opțiunile până când. Așa, am înțeles. Așa, doamna Catan, dumneavoastră, din punct de vedere deja a unui specialist în instituția care monitorizează și care are de-a face cu toate, la acest capitol, la această temă, pentru că știu că lansați mai multe proiecte și aveți mai multe programe de sensibilizare a cetățenilor și vă reușește și chiar ați avut și un spot video legat de necesitatea de părinților de a avea în mașina proprie scaunul auto, da? Ceea ce într-adevăr este o chestie foarte sigură pentru a transporta copilul, la siguranța transportului urban. Ce puteți să spuneți? Dacă vom discuta despre troleibuzele din municipiul Chișinău, autobuzele, autocarele care circulă, putem să zicem că este mai ok situația, deoarece în această unitate de transport, mămica, tăticul, bunica sau, cum a spus dumneavoastră, bunelul, poate să urce cu căruciorul și să meargă cu micuțul. Deci sunt spații special amenajate unde pot să circule. Dacă vom discuta despre maxi-taxi, ce ați menționat, într-adevăr este o problemă majoră pentru municipiul Chișinău și cred că pentru toată țara întreagă. Ele nu sunt utilate absolut cu nimic. Ele nu au centuri de siguranță ca să putem să urcăm micuțul și să-i punem și un sistem de reținere sau de adaptare, scaunul ăla pentru micuți. Maxi-taxi de ordine circulă cu viteză și excesivă și se încalcă regulile de circulație peste fiecare 50-100 de metri. Dacă începem să discutăm, să le enumerăm, ajungem la sute de încălcări, deci până este un rondou, până se ajunge la stația Terminus.
Dacă vom vorbi despre transportul de tip taxi, la fel este o problemă, cu toate că noi, 2 ani în urmă, am lansat o campanie foarte mare de informare și sensibilizare a opiniei publice în acest sens, cu o denumire, transportă copilul tău în siguranță, și acolo am avut mai multe mese rotunde, am discutat cu proprietarii, ați vorbit cu ei? Exact, am discutat cu partenerii noștri interni și externi, care au venit cu mai multe dovezi în acest sens, ce se întâmplă în lumea întreagă, că fiecare taxi trebuie să aibă în portbagaj un sistem de reținere pentru micuți. Ba mai mult ca atât, vreau să vă spun că în alte țări există și maxi-taxi special amenajate pentru cărucioare și pentru oameni cu nevoi speciale. Ceea ce nu întâlnim, spre regretul. Și cum îi puneți la respect? Asta mă interesează. De câte ori pe an măcar îi verificați? Dacă 2 ani în urmă a fost campanie, ce s-a întâmplat în această perioadă? De fiecare dată discutăm, ne întâlnim și întrebăm, ați utilat? Păi da, asta nu-i de transportul ajuns. Dumneavoastră... Afară, i-ați luat licența afară. Este o mai mare, o mai grea procedură de a face lucrul ăsta. Noi putem să-i sancționăm, da, 100%. Am oprit unitatea de transport, am văzut că se transportă un micuț până la 12 ani în această unitate de transport, în afara sistemului de reținere sau de adaptare. Vorbesc aici sau de scaun sau de perna de înălțare pentru cei mai, da, mai mari copii. Atunci 100% primește conducătorul auto amenda. Amenda este până la 600 de lei cu aplicarea este 3 puncte. Mică. 600 de lei, dar și 3 puncte de penalizare. Asta ce putem noi să facem. Și deja discuții pe parcursul anului, cred că nu pot să vă dau acum o cifră stabilă, concretă, ce este, foarte multe discuții și pe acest parametru ce ține de transportarea copilului și alte parametri ce ține, alți parametri ce ține de circulația prin municipiul Chișinău. Însă am fost și eu pomenită într-o situație respectivă, a venit o rudă de-a mea aici în municipiu și eram cu 2 copii, respectiv am căutat un taxi ca să fie utilat cu peste tot, ca unii zis că nu avem. Ne iertați. Exact, același lucru am făcut și eu în această perioadă, în decurs de 4 zile cât realizez această emisiune. Am sunat la toate serviciile de taxi și nimeni din ei nu mi-a oferit o mașină utilată conform normelor sau măcar nici acele în care am circulat, făcând acest experiment, nu aveau nici centură de siguranță. Gospodin Stici, voi etim zanimaitesi. Vaše мнение, вот вы садитесь за руль, когда к вам заходит мама с ребенком, что вы им говорите? Как вы хотя бы безопасно вот в такой ситуации обеспечиваете? Ну, во-первых, в принципе, когда они садятся в машину, да, значит, естественно, они садятся на заднее сиденье, там существуют ремни безопасности, тоже есть такое. Я просто прошу, чтобы пристегнули, потому что дети, как правило, маленькие, ну, в возрасте, там, скажем, 5-6 лет, они любопытные, они лезут к водителю, то есть, ну, вы понимаете, как водитель вот сюда вот прямо вылазит. Да. Поэтому я и говорю, что это страшно, что нету. Да, они, дай бог, ну, я за себя, допустим, спокоен, но на наших дорогах столько идиотов, извините меня, что ты прямо можешь даже, ну, хорошо, вовремя среагируешь, тормознешь, а ребенок просто вылетит. Да. Вот в чем дело-то, собственно говоря. И, конечно, естественно, я прошу просто-напросто, что пристегните тоже ребенка, желательно придерживайте, на всякий случай. А вы вашему директору говорили, что вы хотите машину с автокреслом? Ну, вы понимаете, как с автокреслом? Ну, во-первых, нет этих автокресел. Если что и выдают, выдают ремни какие-то, я не знаю, там ребенка, ну, в общем, его распять надо, наверное, этого ребенка. То есть там крест-накрест как-то, чуть ли не приковать его к этому сиденью, чтобы что-то такое было. Но поскольку у меня, вот лично у меня таких случаев не возникало, как бы, и предъявлять-то нечего было. Но все равно... И есть... требовать что-то от руководства, ну, можно, конечно, можно просто сказать, что, ребята, давайте-ка оборудуем как-то, или что ли, или, ну, вот... В таком плане можно, конечно же, обратиться к руководству, и я думаю, они не останутся, так сказать, безучастными к этому. Надеюсь, что после этой передачи будут какие-то сдвиги, и вот к ажутору персоналу для инспектората национал де патруларе, да, и на вас, персону, дамна Катану, о са резолвам această ситуация, pentru că emisiunea de astăzi eu am organizat-o așa fel, ca să avem foarte mult material video, ca să se vadă clar
situația la acest capitol și vreau să vă spun că mămicile, adulții care merg cu copiii, toți într-un glas au spus că cel mai sigur în Chișinău este să te deplasezi cu troleibuzele noi și cu autobuzele de tip nou, care sunt de-abia acum procurate. Asta vreau să menționez, nu de mult, recent, 31 de autobuze. Până acum 13 ani noi nu am avut autobuze noi și troleibuzele este cel a rămas unicul transport cu care mama copilul sau tata copilul poate să meargă în siguranță. Și vreau acum regia să pună pe post materialul video unde echipa noastră de filmare a fost la RTEC, regia Transport Electric din Chișinău. Pentru a verifica siguranța transportării copiilor mici la noi în municipiul Chișinău, într-un tip anumit de transport, am hotărât să venim la Regia Transport Electric din Chișinău ca să discutăm cu responsabilii din această structură. La moment ne aflăm în incinta parcului numărul 1 a Regiei Transport Electric. Vreau să spun că Regia Transport Electric este pe primul loc la transportarea călătorilor în siguranță. Iar pentru a ne convinge în asta, vă invit chiar să intrăm în troleibuz pentru a face cunoștință cu securitatea circulației în timpul deplasării troleibuzului. Poftim, intrați. Da, mulțumesc. Deci noi ne aflăm în troleibuz. Dacă, ca să știți, în fiecare troleibuz sunt amplasate regulile privind călătoria în transport public, în raza municipiului Chișinău. Referitor pentru călătoria persoanelor, mămicilor cu copii până la 7 ani, cei ce ne interesa pe noi, mămicilor și inclusiv și a persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități, în fiecare troleibuz sunt destinate 9-10 locuri. Uh-huh. În fiecare troleibuz sunt destinate locuri pentru cărucioare a mămicilor, copii mici, inclusiv și a persoanelor cu dizabilități, cărucioare cu dizabilități. Mai mult ca atât, puteți vedea că pentru cărucioarele cu persoanelor cu dizabilități este și prevăzut și un pantus la care conducătorul auto iese, acordă trecerea liberă a persoanei cu dizabilitate. Cât timp durează asta? Pentru că am impresia că e un pic stopează din traficul, nu? La oprire, conducătorul auto vede solicitarea persoanei până la un minut, maxim până la un minut și locul... Să înțeleg, șoferul iese din cabina șoferul, aici? Da, corect. Nu este automatizat procesul? Nu. Șoferul iese, deschide, dumnealui intră, închide și merge mai departe. Asta este predestinat doar acelor oameni care sunt în cărucioare? Care cu dizabilități. Mămica în cărucior nu are așa o mămicile, opțiune. Ca tare, mămicile nu practică și nu sunt ajutate sau personal se descurcă și nu cer acest ajutor. Dar aici își plasează căruciorul. Da, aici sunt plasate cărucioarele unde dacă sunt careva călători de taxator, de conductor, se eliberează locul pentru vreau să spun că taxa nu se percepe pentru călătoria pentru cărucioare și pentru cărucioare a persoanelor cu dizabilități. Spuneți-mi, vă rog, în momentul în care troleibuzul este arhiplin și mămica a urcat cu un copil mic, fără cărucior, ce se întâmplă în acest caz și dacă taxatoarea este obligată sau nu să elibereze locurile și sau ține de cultura fiecăruia și educația fiecăruia? Bineînțeles că majoritatea cazurilor intervine conductoarea. Referitor, dacă este ocupat locul, intervine pentru a elibra și a oferi locul persoanei cu dizabilități, mămicii sau bătrânului. În caz când dumnealui nu, sunt și cazuri când nu dorește, bineînțeles, dar conductoarea intervine în majoritatea, în toate cazurile. Chiar referitor și la această zonă. Dacă sunt persoane călători, ei eliberează pentru a amplasa căruciorul
sau căruciorul cu dizabilități. Din punct de vedere tehnic, această zonă dumneavoastră ați evidențiat-o a fi cea mai sigură. Ce se întâmplă atunci când mămica urcă cu copilul în spate? Ea trebuie să conștientizeze că acolo este mai periculos sau de ce a fost eliberată această zonă pentru categoria dată? E prevăzut în caracteristicile tehnice a troleibuzului că această zonă este mai în siguranță. Mai mult ca atât că persoanele menționate dispun, li se oferă ca să intre în ușa din față. A, așa, deci noi trebuie să știm mămicile da, copii da. Mici că prioritatea noastră au este prioritate, ușa din corect, față. Au prioritate pentru a intra și în ușa din față. Ceea ce cu regret sau nu, fără regret, la noi se practică mămicile și la ușa din spate, nu putem să o impunem la ușa din față. Asta e dorința dumneiei. La fel vreau să menționez că troleibuzurile sunt dotate cu butoane pentru a avea informația conducătorul la ieșire. Adică persoana cu căruciora apasă pentru conducătorul auto a troleibuzului primește informația la oprire. Dumnealui vine, iarăși pantusul el deschide pentru a debarca căruciorul. Troleibuzul este dotat cu buton referitor pentru a prezenta informația la necesitate conducătorului de troleibuză. Pentru au mânere la scaun pentru a fi mai comod deplasarea în trafic. Acest buton poate fi utilizat și în cazul în care copilului se face rău de drum și mama poate să apese. În orice caz de urgență, butonul poate fi apelat. Conducătorul auto primește informația la necesitate. Dar nu aveți o statistică, să folosește des acest buton? Mai vara, pe timp de vară, se folosește mai des butonul dat. O întrebare care apare în momentul în care dumneavoastră mi explicați despre anunțarea stației. Care este regula de bază? Nu ceea ce noi ne-am obișnuit să facem. Eu, având copilul și stând pe scaun, da, când trebuie eu să mă ridic și să încep să mă pregătesc să cobor? Când am auzit stația? Când a staționat troleibuzul? Sau în momentul în care se anunță stația? Pentru că noi suntem obișnuiți să ne sculăm înainte de aia. Și să încep. Eu îmi pierd echilibrul. Copilul este... Corect, corect. Aveți o întrebare corectă. Ieșirea va fi mai în siguranță după ce troleibuzul s-a oprit în stație. Nu în timpul mersului, deoarece trebuie și copilul de avut grijă. Și, dar când s-a oprit, atunci să asigură siguranța și ieșirea. Mai mult ca atât, noi vedem că în troleibuz sunt anunțate stațiile pentru a cunoaște la ce stație sunt și persoane care nu sunt originare din municipiu, care nu cunosc orașul, dar stațiile sunt anunțate. Mai mult ca atât, în față ele sunt scrise. Dacă vedeți, este panoul care tot stațiile se vizualizează, care, mă rog, o citește, o vede. Am revenit în studio și pentru a generaliza acest video vreau să vă anunț, dragi telespectatori, că avem 372 de troleibuze pe rutele Chișinăului, dintre care 246 de troleibuze cu podea joasă, AKSM, și din acestea 102 procurate și 145 asamblate în Republica Moldova. Și încă un detaliu care mie mi s-a părut în calitatea mea de mama copilului, că este foarte important, este vorba de igienă și probabil doamna Valcov, dumneavoastră să fiți de acord cu mine. Am întrebat de câte ori pe zi se face igiena interiorului, pentru că am văzut la șofer pe masă o sticlă cu clorur, da, și am întrebat ce se întâmplă cu el și mi-a spus că de două ori pe zi, doamnele, trec cu o cârpă umedă și șterg toate mânerele și toate scaunele. Deci asta mi-a plăcut și am simțit că sunt un pic în siguranță într-o lebus și atenționez aici mămicile, nu vă speriați atunci când vă gândiți. Desigur că avem și grijă fiecare noi să avem în poșetă șervețele umede, dar aici totul este în ordine, pentru că doamna probabil o să fie și în video, o să vedeți această sticlă.
mi-a garantat că au și un registru în care notează a făcut sau nu când ajunge în stația Terminus această igienizare a transportului. Și încă un detaliu, obiectele care mămicile le uită, că noi mămicile vă dați seama, avem și pungi și copilul în brațe și nu știu ce, și dacă le uitați undeva, le găsiți la dispecerat, chiar în ziua aceea domnul s-a apropiat de noi o mămică și a zis eu mi-am uitat o geantă unde este la dispecerat, ele sunt toate păstrate și nimeni nu lasă aceste obiecte. Puteți acolo să mergeți. Dispecerate sunt în toate sectoarele și foarte ușor de găsit. Așa. Dumneavoastră, aici, la acest capitol, totuși, în transportul nostru, în acestea noi, e bine. Este foarte bine. Adevărat că eu încă nu am circulat cu trolebuzele acestea noi, însă cu primul copil când am stat mult acasă, mă obișnuiam cu mamele, cu copiii de aceeași vârstă să mergem la terene de joacă sau cel puțin că locuiesc în zona Ciocană și știți că avem alee frumoasă. Și era foarte dificil. În primul rând, dacă veneau trolebuzele vechi, trebuia să aștepți la nesfârșit până vine unul ca să poți să mergi, ca să poți să urci cu cărucior și să fie confortabil. Dar era cel puțin atunci problemă, dar sunt sigură că a rămas la fel. Dacă te uiți la o stație unde este arhiplin trolebuzul, deci trebuie să treacă multe trolebuze până să ajungi să te urci. Nu mai vorbim de faptul că să apăsăm pe buton ca să avem, știi, posibilitatea să ne urcăm lejer în trolebuz. De regulă, noi ridicăm căruciorul sau ne ajută cineva. Am înțeles. Aici, atât timp cât a fost video, am vorbit cu doamna Catan și am ajuns la concluzia că informarea oamenilor tot este foarte necesară. Și eu la fel mi-am dat seama că tot acest material informativ ar fi trebuit să... Și ne-ați spus că faceți acest lucru. Cât de des și unde trebuie să mai mergem, poate? Companiile singure să vină la dumneavoastră? De regulă, da. Ar fi perfect să vină companiile de aici, de municipiu Chișinău și din toată țara să zică că, uite, să bată la ușa poliției și să zică că avem nevoie de niște instruiri, cel puțin o dată la 3 luni de zile. Se modifică legislația Republicii Moldova, se mai adaugă câte ceva în regulamentul circulației rutiere și lucrurile acestea neapărat trebuie să le cunoaștem. Cu toate că noi mereu mergem într-un pas cu toate modificările și dăm foarte multe comunicate în acest sens, ieșim cu diferite reportaje, venim la diferite dezbateri și nu mai discutăm și la radio, însă nu este suficient, dar este necesar să mergem la companii care nu ar fi de taxi, de maxi-taxi, autobuzele urbane, interurbane sau cine nu ar fi, ca să discutăm în acest sens. De regulă, discuțiile sunt foarte prietenoase, nu venim aici ca polițistul celălalt cu bâta, însă discutăm, rulăm diferite filmulețe, avem și niște crash teste, să arătăm ce se întâmplă în lumea întreagă, că totuși se testează diferit transport în acest sens, să cunoască care sunt consecințele. Pentru noi, pentru comunitatea polițienească, sunt drastice totuși consecințele când micuțul își pierde viața în transportul respectiv. Da, și aici, pentru că nu pot să spun mai de bine despre regie transport electric, aș vrea să menționez un detaliu negativ, este întârzierea în unele situații la stație și iarăși este un disconfort pentru adultul care este copil, pentru că tu stai și nu înțelegi vine sau nu vine, asta am sesizat noi la niște stații, dar aici vreau să aduc mulțumire colegilor dumneavoastră, doamna Catan, pentru că am înțeles că de ceva timp fluidizați traficul și șoferii de troleibuze, îmi dau eu seama, nu sunt de vină în momentul în care traficul este aglomerat. Și la noi străzile în Chișinău nu sunt adaptate la atât număr mare de mașini. Da? Și acest lucru probabil zic eu acum că se datorează faptul întârzierii în acel moment când noi eram la stație a unui troleibuz. Și acum vă rog frumos regia să vedem un alt material despre ce se întâmplă în interiorul troleibuzului. O altă situație în care se poate trezi o mămică cu un copil este întârzierea transportului la ruta pe care o așteaptă aceasta. De exemplu, noi acum, uitându-ne că la 11:51 trebuia să vină un transport de pe ruta 8, el nu a venit la timpul potrivit. În situații când mămicile se urcă și nu se așează corect la locurile potrivite, conform regulamentului, ați atenționat, ați ajutat mămicile? Desigur, dar dacă, de exemplu, sunt locuri aici, pentru că locuri sunt 8, dar poate fi bătrâni în vârstă, care au nevoie de scaunele astea și mămicile care mai sunt, dar dacă nu, să așează pe scaunele cele care sunt tebere. Asta e.
Pot să ajut, de exemplu, când cu un căruciorul se ridică mama cu copilul, se coboare un bătrân. Atât. Știu că aveți în decurs de zi, aveți soluții speciale pentru dezinfectarea. De câte ori o folosiți? Păi, de exemplu, la masă, când am avut, am făcut două rotați de dimineață, este doamna la dispeceratul, noi, cum suntem la Traian, doamna a o șters, singur am văzut cu ochii mei, da. Și jos mă tras și am stropit cu, este apă clor, ca să zicem așa, clorul. Ea este strict utilizată? Da, noi avem și chiar data este pusă. Tot ziua, la iar un timp, la 5 zile, dacă nu mă greșesc, și noi punem de fiecare dată și când o schimbăm. Data e proaspătă. Eu sunt gram controlat. Вот нужно молодежь научить уступать место. Молодежь научить. Вот это первое. Ребенку уступят место. Но молодежь не все уступает. В телефон воткнутся и делают вид, что они не видят и не слышат. Da, am revenit iarăși în studio și aici vreau să discutăm despre cultura noastră un pic, pentru că am impresia eu că uneori noi în transportul urban trebuie să ne autocontrolăm ce facem și cum facem. Ați întâmpinat, bine, cu noastră mergeți mai mult cu transportul privat, dar și aici cred că este o necesitate de a ne autocontrola. Suntem noi responsabili de ceva sau de urmările care vin? Și mai puțin despre cultură, cred că o să vorbim mai departe despre incultura oamenilor, da, în trafic. Fie că sunt în transport public, fie când sunt în mașina lor, deci foarte mult îți dai seama cât de greșit este tot. Mă uitam la acest reportaj și totuși din amintirile mele, foarte rar când o mamă cu copil mic este ajutată în transport public. De regulă, dacă mai ai noroc și să mai fii și însărcinată și să mai ai încă un copil, pur și simplu, ori trebuie să începi să împingi lumea în stânga și dreapta, ori trebuie foarte tare și convingător să rogi să ți se ofere locul. Sunt bătrâni, sunt persoanele cu dizabilități. Cel mai grav ce mi se pare aici și de ce mă gândesc la mamele cu copii e pentru că atunci când este îmbulzeală foarte mare, copilul de regulă este deci nu este la nivelul nostru, nu e foarte greu să-l ții în brațe. Și ce se întâmplă jos cu îmbulzeală, nimeni nu-l vede. Este foarte puțin aer și este chiar periculos. Cel puțin din mulți cunoscuți ai mei preferă totuși să opteze pentru un taxi în orele de vârf decât să meargă în transportul public. Da, domnul Valcov, da, problema este că taxi sunt de acord cu dumneavoastră. Da, ați văzut că și domnul Stici a zis și cei ce o să vedem acuși în niște materiale că e foarte gravă situația acolo, că nu există scaun auto. Și atunci noi singuri... Este gravă, dar ideea e că în mare parte, deci oamenii ar trebui să înceapă să fie responsabili cu ei, da? Uite, nu este scaun auto și nu este o chestie care poate putem să o schimbăm, iată, de mâine putem să schimbăm și toate mașinile să fie cu scaune auto. Este imposibil acest lucru. Eu nu știu dacă este vreun oraș în lume unde să aibă această posibilitate pentru toate mașinile. Însă atunci când tu te urci cu un copil în transport, da, privat, deci este de datoria ta, fiind în spate, să-i cuplezi centura. Deci nu trebuie să spună ție șoferul de taxi. Este cu datoria ta de părinte să cuplezi centura. Dacă ea este. Dar eu am întâlnit în trei mașini autoturisme în care ea nu exista. Și eu nu am ieșit. În al doilea am zis, unde e centura? Nu este. Dar de ce? Nu știu. Și am ajuns la destinație fără ea. Și asta cred că este deja serviciul dumneavoastră ca să-i verificați și să-i amendați să scoată acest autoturism de pe rută. Obicei de a dezechipa mașina de centuri, că de fapt unitatea de transport când vine din uzina producătoare vine cu centuri absolut pentru toată lumea și nici noi uneori nu înțelegem care este situația când se dezasamblează centura. Eu Господин Стич скажет, почему ее нету у тех водителей? Это полная безалаберность или почему? Ремня сзади, да. Да, не, во-первых, подождите. Значит, давайте посмотрим это так. Человек получил машину, да, пересменка у них произошла, все. Значит, он приезжает на базу, да, где он проходит медика и где непосредственно механик осматривает машину. То есть можно ее выпускать на линию или нет. И если он видит такое безобразие, что сзади нету ремней, он просто-напросто ее не может выпустить на линию.
Вот как обычно выпускаются. Выпускают, есть очень много разных. Я вам скажу, именно в частности, вот за нашу службу в этом отношении, то есть то, что механику, вплоть до того, то, что и права смотрит, все, чтобы у тебя документы все были при себе, не так, что ты где-то забыл их там или одел другие штаны и поскакал на работу. Нет, ну что, он обязательно, он посмотрит и твои документы, и посмотрит внешний вид и непосредственно в салоне, как у тебя. То есть с этим не шутят. Am înțeles. Și pentru că cel mai grav este situația în maxi-taxiuri, în rutiere, vreau, vă rog frumos, regia, să puneți materialul video pe care noi l-am pregătit cu oamenii care sunt și în calitate de șofer și cei care circulă cu acest transport. Imaginea cu rutierele de, și șoferii și pasagerii din acestea. Eu să spun că e aici în locul lor. Unde i-a arătat? E aici. Ce? E aici, bine înseamnă. Acolo, da? Da. Deci mi-a sărcă însurc o mămică, copil, recomandați acolo să urce. Eu am avut în scris, dar s-a rupt. A, ați avut indicator? Da, controle bus. Nu trece locul mie. Dar curia de siguranță nu aveți. Pentru copii? Nu. Nici o mașină nu are. Nu, astea mașini nu sunt. Dar credeți că este corect că în microbuze nu există locuri și curea de siguranță pentru copii mici? Nu trebuie și. Nu trebuie dacă ești lumea să urci, coboară, unii în transport obștesc și așa ceva. Dar care e siguranța a copiilor de vârstă mică în așa transport? Cum e care siguranță? Cine răspunde de siguranță lor? Cine răspunde? Șofer răspunde tot. De tot șofer răspunde. Nu e așa ceva ca să nu răspundă șoferul. Și nu s-ar întâmpla pe drum, răspunde șoferul, clar. Dar luați mămici cu copii mici în picioare? Nu. Dacă e copil mic și nu-i loc, eu mă opresc și fac loc. Îl scol pe cineva, dacă sunt niște care nu dau loc. Noi suntem în Moldova. Și apoi începe, zice, dar și... Așa am și eu copii, știi? Ei, școală! Și-o școală! А в маршрутке где самое безопасное место, где могут дети с мамой? Все маршрутки опасные. Есть на них, их надо вообще к чертовой бабушке убрать. Или пусть власть установит, чтобы только сидячих возили. Пусть поднимут цены и только сидячих возили. И останавливаться только на остановках. И тогда будет порядок. А то я работаю пятый месяц. Я 50 лет больше за рулем. Я пятый месяц вот работаю на вот этих маршрутах. Так чтобы они зарели, хуже водительской работы у меня не было. Не было, потому что ну нельзя же на 100 метров 5 раз остановиться, не нарушить. Ну нельзя, потому все кричат со стороны, тебе показывают и пальцы, и так далее, и тому подобное. Почему? Да потому что вы не хотите ничего делать. Так, пришли с Васей, поговорили сейчас, что надо вырежить, а то, что не надо, скажут, что вот это Вася наговорил. Да нет, не Вася, это просто все говорят бы так, а когда перед вами так уже побоялись, да кто же вы такие? Вы должны показать, что действительно, вы пойдите, проезжаете и смотрите, как останавливаются, то они вынуждены так остановиться, потому что навязали соляра такая дорогая, заработать тоже надо, хозяину на ремонт и на обслуживание машины и так далее, чтобы потом говорить, сколько надо. Да нет, да поднимите цены, поднимите. Ce aveți în vedere siguranța copilor mici? Ce aveți? Dacă eu sunt mămică. Cercuri sau ceva. Sau loc special pentru mămici care este mai sigur în momente dificile. Tot depinde de oamenii care sunt în mașină. Ca de obicei trebuie să fie primele locuri. Mămica cu copiii ăsta. Dar știți la noi cum, că nu se respectă în fel nimic. Dar dumneavoastră în calitate de șofer, spuneți, dați-i voie. Le spun, dați-le voie, iată, femeie gravidă. Însărcinată, dați-le voi și aia. Și să uite că au pus dopurile în urechi și să uite la... Mai, aici, știi, tineretul. Dar nu aveți indicat pe scaune? Aceste locuri sunt pentru mine. Nu avem indicat, până ce nu avem nimic. Nu v-a cerut nimeni? Nu v-a cerut nimeni nimic. Și de obicei în brațe îi țin, da, copiii? Nu se așează alături sau plătesc pentru el? Da, păi este, avem regulament, care cu doi copii plătește un scaun. Femeia cu doi copii plătește un scaun, ori om, ori mă rog acolo. Dar dacă nu am copil, nu plătește nimic, plătește dacă pe la 7 ani. Și în spate și tot locul, nu sunt de mică, orice e celălalt.
Dar altceva nu avem centuri, nu avem nimic, să nu avem centuri, ca șafior. Vă rog, în ce regulament scrie că trebuie să fie locuri speciale pentru copii? Eu sunt mamă și am un copil de 4 ani și vreau să știu unde se șed mai comod. Unii oracolo la șadă, ei trebuie să aibă grijă de copilul ei. Nu trebuie să aibă grijă cineva de copilul ei. Nu, da, centuri nu sunt. Eu, de exemplu, mă urc și mașina e plină. Eu înseamnă că nu trebuie să urc în această mașină. Întrebarea mea asta. Unii și regulament scrie că trebuie și în rutierii scaune speciale pentru copii. La dumneavoastră, în microbuzi, care sunt locurile cele mai sigure pentru mame cu copii? Sunt aici, a doilea scaune, aici, din spate. Nu, de aici, din mijloc. De mijloc. Când se urcă o mamă cu copil, acolo le recomandați? Da, și le recomandăm să nu știe aproape de... să aibă aer rece. Și așa, asta tot. Dar spuneți-mi, de ce nu aveți centuri de siguranță și dacă asta este în regulament sau o cerință? Nu e în regulament. Nu e în regulament centuri. Nu. Dar considerați că este fără centuri e siguranță? Da, e siguranță, fiindcă mama ține copilul în braț. Asta. Care transport public din Chișinău este cel mai sigur pentru o mame cu copii mici? De care? Troleibusurile și toți și rutierele, numai că sunt și pasageri în picioare. Unde credeți că cel mai sigur poate să așeze? Nu știu, în mijloc. În mijloc, da. La mijloc? Da. Sau mai de la mijloc spre, mai spre față. Considerați că din punct de vedere tehnic a dotării mașinii, acestea sunt cel mai sigur? Nu știu dacă sunt cel mai sigur, dar din punct de vedere că, de exemplu, fetița mea sunt rău în transport public. Din punctul ăsta de vedere, dar de siguranță, nu știu, depinde cu șoferul cu ce viteză merge ca să fie mai sigur pe drum. Locuri speciale, numai decât trebuie făcute pentru așa cazuri și șoferul trebuie să educă, da, situația. Dacă e mai mic cu copil mic, trebuie să șază dinainte, cum era pe vremea sovietice, da, locuri speciale, și da, echipate cu centură de asiguranță. Numai decât. Da. Mai ca așa părerea mea. Dragii mei telespectatori, am revenit în studio și tot ceea ce am urmărit este înspăimântător și deranjează foarte mult. Doamna Valcov, dumneavoastră, ce părere aveți despre toată situația aceasta? Eu am rămas destul de uimită cu cât în nonșalanță unii din conducătorii acestor microbuse vorbeau. La sigur mi-aș dori ca nicio mamă cu un copil sau un bătrân sau o persoană cu nevoi speciale să se urce în acel mijloc de transport, pentru că ei spun că au grijă, dar de fapt ei nu au grijă. Eu vă garantez că ei nu văd mama cu copil. Ei nu-i percep cu copilul și eu sunt sigur că nu ajută. Poate sunt cazuri excepționale în care o mamă cu un copil primește ajutor în a îi se oferi un loc sau trebuie neapărat la sfârșit să intervină șoferul. Uh-huh. Dar în mare parte, bine, nu sunt centuri de siguranță pe scaune. Da, ceea ce i-am întrebat și nimeni din ei nu are. Chiar unul din ei a menționat că este în regulamentul de la primărie, este indicat că trebuie să fie niște stickere, că primele două perechi de scaune sunt destinate mămicilor. Și nici asta nu se face. Oamenii sunt ignoranți, absolut, deci de la mic și până la mare. Și dacă nu educăm asta de mic, de exemplu, ești cu copilul mai mare de 5-6 ani și îi spui că trebuie să oferim locul acestei mămici cu tine, cu bebe în brațe sau acestui bătrân, sau pur și simplu vezi omul când se simte rău, da, și să-i oferi locul, da? Dar în mare parte... Deci o mamă cu un copil nu primește asistență de la șofer. În primul rând, practic îți dai seama că șoferul nici nu poate să ocupe de asta. Nici nu reușește, asta, da, pentru că el strânge banii, el trebuie să uite la trafic, el se oprește la fiecare stâlp, exact, la fiecare 100 de metri, exact, pentru că îi spune cineva, aici oprește, aici, și situația e foarte stresantă pentru el, unde să mai aibă și grijă. Totuși, mie îmi pare rău ceea ce spun acum, pentru că au și ei o dreptate a lor, că sunt puși în niște situații foarte drastice, dar după părerea mea, din punct de vedere a drepturilor copiilor, a
asiguranții traficului copiilor, acest tip de transport trebuie scos de pe exact, rutele Chișinău. Spuneți-mi, doamna Cătă. Și nu doar în municipiul Chișinău, avem de acest tip transport și în toată țara, în toate orașele îl întâlnim și într-adevăr trebuie lichidat. Noi avem nevoie de benzi speciale pentru transport public și de transport special. Autocare modernizate, cu centuri de siguranță, cu locuri pentru mămici cu cărucioare, cu locuri unde poți să-ți poziționezi copilul într-un scaun auto ca el să ajungă în locul destinat în siguranță. Și eu cred că ne vor auzi autoritățile locale și pentru că eu am discutat cu oamenii de la primăria municipiului Chișinău și știu despre acest lucru și vreau să zic că am mai apelat și la părerea mămicilor de pe grupul dumneavoastră pe care dumneavoastră l-ați fondat, în care o mică mi-a atenționat că dacă vorbiți în emisiune, vă rog frumos să mergeți la autogara centrală și să faceți o călătorie cu microbuzul interurban. Iată acolo siguranță cu tabureci în trecere dintre banchete în care stau mămicile cu copii în genunchi, pe brațe și inclusiv șoferi care în timp ce conduc vorbesc într-una la telefon și nu mai este nicio siguranță a copiilor. Probabil trebuie să mergem, vă promit că mai realizez o emisiune și merg și în transportul interurban în care să vedem ce se întâmplă și dumneavoastră cred că aici la acest capitol trebuie să sesizați organele care să pună exact lucrurile astea la punct. Acum, pentru că suntem și îmi pare mie că n-am să reușesc să dau videourile pe care le-am pregătit și am promis acum de câteva secunde că mai realizez marțea viitoare încă o emisiune. Vreau să spun că autobuzele din Chișinău la fel sunt într-o stare nu prea bună la capitolul siguranță și avem doar acele 31 de autobuze în parcul urban de autobuze care sunt moderne, achiziționate recent. Celelalte 134 din minus 31 rămân 103 autobuze, dintre care Icarus din anul 98, Iaz din 2004 și MAN din 2006 sunt absolut impracticabile pentru mămici cu cărucioare și copii mici. Din ce motiv? Pentru că aceste autobuze sunt într-o stare foarte avansată de uzură. Aceste autobuze au câte 21 de ani de mers pe rute, dintre care probabil sunt și veterani care încă mai merg pe rute, dar aceste autobuze trebuie să aibă doar 10 ani de utilizare pe rute. Deci vă rog frumos să atenționați și încă un lucru care l-am văzut eu la parcul urban de autobuze este faptul că igiena în acest tip de transport lasă de dorit. Și de ce? Nu pentru că ei sunt de vină, dar pentru că unica stație pe care o au ei, spălătorii auto, nu a fost niciodată reparată. Domnul Codreanu, vă rog frumos să atrageți atenție la acest lucru. Nu știu cum ei fac curățenii. Și avem acum imaginea avocatului poporului. Vă rog frumos, regia, să puneți pe post să vedem ce a spus doamna Maia la acest capitol. În general, este bine cunoscut de toată lumea că vorbim de standarde internaționale care revin în urma obligațiilor stabilite de către stat în urma ratificării convențiilor, în primul rând convenție cu privire la drepturile copilului, în care indică direct securitatea copilului în orice mediu s-ar afla, mediu familiar, în societate, în școli, în orice instituții de agrement sau indiferent de tipul instituțiilor și unde se află copilul, teren de joacă. Cu regret, nu putem să vorbim că la noi în țară securitatea copilului este la un nivel destul de înalt, în special securitatea la trafic. În trafic ce ține de transportul public, în general, este o problemă majoră în opinia mea. M-ați întrebat dacă am avut sesizări. Absolut nicio sesizare n-a fost această temă. Sunteți prima, apropo, care ați abordat această temă și ca jurnalist și ca cetățean. Și mă bucur că activismul ăsta civic a nostru deja a luat amploare. Transportul public în municipiu, vreau să zic, chiar nu corespunde cerințelor de securitate a copiilor. Ce avem noi? Avem rutierile care un adult n-ar putea merge și evită deja maxi-taxele, pentru că sunt supraaglomerate, nu poți intra în el, nu poți ieși. Ar fi bine să fie doar pe scaune, dacă ar fi o soluție să fie cu pasagerii doar pe scaune, cum este în alte state. La noi, cu regret, nu s-a reușit și nu se reușește în continuare să facă securitatea oamenii și adulții, chiar este pericol pentru adulți, pentru orice persoană, nu numai pentru copil. N-am văzut scaune special pentru copii în transportul public maxi-taxi. Asta este și nu mai vorbim de calitatea conducerii de către șoferi care încearcă prin orice metodă cât mai repede că este banul. Nu se mai respectă staționările la stații, nu știi unde te oprești și cum.
Troleibuzele, cu regret, renovarea este foarte lentă. Ne dăm bine seama, poate ar fi și cred că este partea economică, financiară, dar calitatea troleibuzelor este foarte proastă și chiar nu asigură securitate totală. Copiilor, eu tot n-am văzut, sunt câteva scaune acolo rezervate în față pentru copii și adulți. Și mai depinde și de atitudinea noastră adulților. Dacă vezi un copil, cred că trebuie să te ridici și să-i dai acestui copil scaun. Este o problemă pentru noi adulții care avem copii să vorbim despre siguranță în transportul urban. Și cu atât mai mult ca eu, ca avocata poporului pentru dreptul copilului, îmi pun întrebarea permanent când merg în troleu și autobuz, ce fac copiii, femeii însărcinate în așa, mai ales cele de tip vechi, că nu știi dacă ai să ajungi la destinație cu aceste autocarele, autobuzele. Da, s-a renovat parcul, dar mai sunt și de cele care te temi să te urci, să nu se desfacă în două, astfel. Per total vreau să zic că siguranța este la acest capitol, este foarte, foarte, foarte joasă. Cum am putea nu rezolva? Da. Evident că dacă am fost deja în vizorul meu această problemă abordată de către dumneavoastră, desigur că o încerca să abordăm această problemă, să vedem care este situația, cum se poate soluționa, dar vorbim de urban, dar noi nu știm ce se face în toată țara, ce transport, care este gradul de uzură acestui transport, cel este foarte înalt gradul de uzură. A fost sesizată despre în privința transportului ce duce copiii de la o localitate. Trebuie să treacă o testare specială. Da, și aici sunt probleme. Autoritățile publice, nu totdeauna locale care sunt obligați, spune, nu totdeauna achiziționează cele mai bune vehicule, nu totdeauna poate să le mențină. Au un grafic care nu totdeauna poate să ducă copiii la ore, dar să așteaptă unul după altul. Sunt foarte multe probleme, dar și nu sunt adaptate după necesitățile copilului, copil cu probleme de văz, locomotorii. Nu avem, cu regret, și în transportul public, în afară de troleile, este noi. Noi nu avem serviciu acomodat rutier pentru copii, persoanele cu dizabilități, inclusiv și copii. Da, am revenit și foarte repede. Doamna Valcova, ați avut o idee și... Este o idee la care împreună cu colegele noastre o mișcăm de cam 2 ani. Mamele, de regulă, toate care au 2-3 copii, de regulă au scaune, bine, la mâna a doua și ne gândeam la un moment dat să facem un fel de campanie în care să donăm unei companii de taxi scaune auto de diferite vârste, astfel încât, iată, la necesitate, când au nevoie părinții, a luat-o. Super idee, super idee. Deci, dragii proprietari de taxe, aveți așa o idee aici, e genială, vă rugăm să conlucrați. Și doamna Catan, ultimul cuvânt, vom mai organiza o emisiune cu siguranță. La acest capitol este tragedie, siguranța copiilor în trafic, în transport urban și interurban, lasă de dorit. Aveți de lucru mult? Avem de lucru, însă în acest sens vreau să le dau o recomandare. Dragi părinți, oferiți-le copiilor dumneavoastră o șansă la supraviețuire. Ce? Instalând un scaun auto în transportul personal și mergând cu copilul la școală, deci împreună cu el, în transportul public sau pe jos, când este copilul însoțit, îi mai dați o șansă de a trăi și de nu a fi traumat. Da. Vă mulțumesc tare mult, господин Стеш, спасибо, что вы пришли к нам на студию. Eu vă mulțumesc. Marța viitoare continuă această temă pentru că este de discutat și am să invit și oamenii de la primărie care mi-au promis că o să vină și n-au venit astăzi. Eu vă doresc o seară frumoasă, vă aștept marți și vineri la ora 19 și să discutăm noi despre noi.